Fost în Israel, să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru operație și am întâlnit acolo o groază de români. Românii. Nu sunt nici tătari, nici unii, că românii sunt oameni buni. N-au dorit să cotropească popoare, să cucerească, că românii mei sunt pașnici, buni creștini și oameni harnici, muncitori, un demn popor ce-au trăit din munca lor. N-au fost ca alte popoare să distrugă, să omoare, cum au început romanii și a sfârșit cu otomanii. Pe aici mulți s-au perindat, românii s-au apărat, cum au putut și-au plătit destul tribut, fiindcă e un popor cinstit, pentru țară s-a jefit, de aceea țara îl plânge, că n-are crima în sânge. Cum au avut hitleriștii și apoi rușii, comuniștii, pedepsi iar Dumnezeu, că au făcut atâta rău, de tâlhari și criminali, că au lăsat copii orfani și case îndoliate și popoare subjugate. Românii s-au apărat, sângele și l-au vărsat pentru acest pământ bogat, fiindcă țara e bogată, are în ea aur, petrol, părăganul plin de grâne, pământ bun și roditor, și Moldova cea frumoasă, păduri mari cu brazi înalți, peste tot te stă de veche lanțul munților Carpați. Asta-i țara mea frumoasă, ce-au vrut-o dușman destui, dar prin vremuri de răstriște n-a lăsat-o nimănui. Că l-am apărat cu sânge pe acest pământ străbun, să trăiască România și întregul popor român. N-am lăsat-o la mișei, că românii sunt viteși, nu mi-e rușine cu ei, și nu sclavi, și înveți stăpâni, și mândri că sunt români. Bravo, mă mulțumesc!